Vă salut, dragi pasionați ai lumii feroviare! În continuare, vă invit să urmăriți un clip dedicat unei excursii din vara lui 2008 pe ruta Fălticeni-Dolhasca-Pașcane-Roman-Bacău. Vă doresc vizionare plăcută! Cinci secunde i-a luat trenului ca să învânture părul. 5 secunde pe care nu le voi uita niciodată. Să revedem cele 5 secunde filmate de colegul meu Ionuț. Ați urmărit acceleratul Suceava Nord Brașov. Iar acum urmează varianta completă a clipurilor. De dimineață, Ionuț aștepta sosirea trenului personal Fălticeni-Dolhasca în stația Preotești. Dolhasca sosește trenul personal Iași-Putna. De pe pasarela a gării Dolhasca, Ionuț filma sosirea trenului accelerat Iași-Timișoara Nord. În același timp, călătorii din gara Dolhasca așteptau să se urce în vagoanele accelerate. Thank you.
opream în stația Munceni. Stația Mogoșești. Și, precum spunea un coleg de-al meu din Suceava, Andrei, și s-a dus. Un mărfar cu produse petroliere trecând prin stația Mogoșești. Sosirea în Bacău, în așteptarea unui semnal din partea mecanicului de locomotivă. Galați. Aici, întorcându-ne spre casă, am oprit în halta Mogoșești. Rapid București-Suceava, trecând prin stația Lespezi.
iar la final vă întreb, care sunt cele 5 secunde ale voastre? Unde ați întâlnit pentru prima dată trenul?